Vestea că Iulian Ursoi a murit a căzut ca un trăsnet asupra sutelor de prieteni pe care bărbatul îi avea. Era campion mondial la kickboxing și cunoscut de toată lumea. La nici două ore de la tragedie, în fața locuinței se strânseseră deja zeci de prieteni și vecini cărora nu le venea încă să creadă ce s-a întâmplat. Unii apropiați susțin că Ursoi ar fi lăsat un bilet de adio în care spunea că este teamă că va ajunge în spatele gratiilor. Din punct de vedere contractual, instituțional, între Club Sportiv Box, Club Ursoi și Direcția Județeană pentru Sport și Tineri Constanța și în ceea ce a făcut el pentru atragerea copiilor către sport, jos pălăria, nota 10. Spuneți că era un om care își plătea datoriile la timp, chiar nu își plătea datoriile. Era singurul om care își plătea chiria de sală și o plătea la începutul lunii. Dacă ați venit la sală să vedeți ce comportament avea față de copii și ce, cum să zic, îi canaliza pe drumul vieții să respecte familia, profesorii, părinții, bunicii. Și totuși, Iulian Ursoi nu era tocmai sfânt. Ba dimpotrivă, în unele cercuri era cunoscut drept o persoană violentă. Asta pare să-i fi adus și necazuri. În urmă cu 3 ani a fost implicat într-un conflict stradal. A agresat o polițistă de frontieră pe soțul acesteia și încă o familie. Am înțeles că v-au călcat mâna pe picior sau cum? Nu știu. Da, m-a călcat în picioare. Nu știu ce să vă zic. Nu mi s-a rupt filmul. Totul pornise de la faptul că aceștia încercau să treacă pe trotuar cu un cărucior în care se afla un bebeluș, însă din cauza mașinii parcate neregulamentar de iubita lui Ursoi și a ușilor lăsate deschise, nu reușeau. Când soțul polițistei a încercat să-i explice acest lucru, Ursoi a sărit la bătaie, iar în final bărbatul a ajuns la spital cu multiple traumatisme. A bătut soția pe stradă! Atunci Ursoi a fost condamnat cu suspendare. Duminică, la ora prânzului, am stat la o bere cu el, l-am încurajat, este o etapă a vieții, asta este, a greșit. Era și speriat, era optimist. Acum Ursoi risca să ajungă din nou în spatele gratiilor. De data asta din cauza că și-a bătut fosta iubită. Apoi ar fi trimis cadou o coroană cu flori. Polițiștii l-au reținut, însă l-au eliberat la scurt timp. Era sub control judiciar și nu avea voie să se apropie de femeie. Cu toate acestea, a încălcat prevederile controlului judiciar și urma să fie prezentat din nou instanței pentru a fi propus din nou pentru arestare. A fost, se pare, picătura care a umplut paharul. Iulian Ursoi nu a acceptat ideea că va ajunge în spatele gratiilor și a preferat să se sinucidă.